Și hai să-i spunem rapid unui prieten al televiziunii române, tenorul Ștefan von Korch. Sper că am pronunțat bine. Ia, da, von Korch, Ștefan, Ștefan von Korch, Ștefan. Cred. Okay. Depinde cum își pronunță el numele, care este expert. Bună dimineața, în Carmina Burana. Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Chanson d'amour? Un spectacol extraordinar, da. Nu? Da, chanson d'amour, da, un cântec despre dragoste. Dacă bate la ușă luna iubirii, înainte de pauză, noi auzeam deja. Tu mai mult. Eu aud cum ninge zăpada la București. Care este rolul cel mai provocator din cariera ta de până acum, Ștefan? Da, cel mai provocator rol, pot să spun cu siguranță că a fost cel din I Puritanii, care pot să spun că m-a provocat din toate punctele de vedere, și actoricesc, și sentimental, și vocal. Deci acesta a fost cumva o cumpănă în calitatea mea de solist. O carieră foarte bogată și cu o paletă de roluri foarte mare. Ai trecut de la rol de bariton la rol de tenor. Cum s-a făcut trecerea asta și care este specificul tău de cântăreț? Trecerea asta s-a făcut într-un timp foarte lung, ceea ce înseamnă peste 5 ani, și după ce am trecut la această voce de tenor, a trebuit să mă acomodez și să abordez altfel de metode tehnice ca să pot să rezist în această plajă vocală. Vorbim puțin și despre colaborarea ta cu Andrei Șerban? Sigur, da, cu maestrul Andrei Șerban am avut ocazia să fac deja două premiere de Văduva Veselă. Este un maestru extraordinar ce reușește să scoată din noi, vorba aia, cum se spune, untul, pentru că ne provoacă din toate punctele de vedere, dar mai ales actoricesc. Da, este Andrei Șerban, e un mare maestru, mai ales atunci când lucrează cu actori și cu cântăreți foarte talentați. Văduva Veselă este un spectacol care se joacă la Timișoara, este o premieră. Eu am avut la Iași acum de curând, am avut și la București anul trecut, dar urmează în 14 februarie la Timișoara. Este o dată care ne place, Maria, nu? Da. 14 februarie. Și un zi înainte de salariu. Da, cu iubire, cu chanson d'amour. Ce chanson d'amour vom putea asculta în spectacolul cel nou? Acest spectacol extraordinar despre care vorbeam. Cel din 3 februarie, mă gândesc că vă referiți. Da. Veți auzi aria lui Romeo care cântă la fereastra Julietei. O veți auzi și pe Julieta reciprocându-și cumva dragostea față de el. Deci va fi un spectacol plin de dragoste. Așa cum ne place, și nu? Și ce vom auzi? Absolut. Ce vom auzi? Veți auzi Te voi răpi la noapte. Este o piesă de Francisco Lopez din Secretul lui Marco Polo. Veți auzi Pasione de Tagliaferi. Veți auzi duet din Lăsați-mă să cânt. Ai o arie preferată, Ștefan? Sau un da, cântec preferat dintre acestea? Îl provoci? Dintre acestea, da. Este unul, și anume A Levătua Solei. Este aria lui Romeo din Romeo și Julieta. Vrei să ne fredonezi câteva acorduri? Aș putea. La ora asta încă n-am cântat niciodată, dar încerc. E de vreme, într-adevăr, și mai bine păstrăm surpriza. Predonez un pic, dacă doriți. Mulțumim. Da, eu propun, Nadine, să mergem la spectacolul lui, da, Ștefan, pentru că tehnologia ne joacă feste. Ei bine, vedeți? Se mai întâmplă. Inteligența artificială, uite, nu poate înlocui vocea umană și mai ales emoția și entuziasmul unui spectacol pe viu. Așa că, Ștefan, te rugăm să-i inviți pe telespectatorii noștri la spectacolele următoare și să ne mai spui odată când sunt acestea și unde.
Dragi telespectatori, vă invit cu mic, cu mare să ne vedeți, să ne fiți alături, pentru că vom evoca unul dintre cele mai nobile sentimente care există în om și între oameni, și anume dragostea. În data de 3 februarie la Sala Dales în București la ora 19 și în data de 18 februarie la Iași.